Pentru siguranța cumpărăturilor din perioada ofertelor de Black Friday, consumatorii sunt sfătuiți să citească cu atenție caracteristicile. Pentru cumpărăturile online, consumatorul poate contacta comerciantul prin telefon pentru a cere informații suplimentare asupra produsului, serviciilor, post-vânzare sau a condițiilor de livrare. Modul în care răspunde la aceste întrebări le poate oferi consumatorilor indicii asupra seriozității vânzătorului. Pentru cumpărăturile online, verificați stocul existent. Verificați prețul afișat pe site și dacă acesta este integral, conține sau nu TVA. Verificați dacă prețul include și costul de livrare. Comerciantul este obligat să informeze corect și complet consumatorii. Astfel, trebuie să furnizeze o serie de informații. Datele de identificare ale firmei, caracteristicile esențiale ale produsului, prețul cu toate taxele incluse, cheltuielile de livrare, dacă este cazul, modalitățile de plată și de livrare, perioada de valabilitate a ofertei sau a prețului, durata minimă a contractului în cazul contractelor care prevăd furnizarea curentă sau periodică a unui produs, existența și modul de exercitare a dreptului de denunțare unilaterală a contractului. Consumatorii trebuie să știe că, din momentul în care a primit un produs comandat pe internet, are dreptul de returnare a produsului în termen de 14 zile dacă nu este mulțumit de el. Nu trebuie să invoce prin motiv. În cazul returnării produsului, consumatorul își poate primi suma de bani de la comerciant în termen de 14 zile de la primirea produsului. De asemenea, reprezentanții CJPC Olt recomandă verificarea prețurilor prin consultarea site-urilor care afișează prețuri comparative pentru același produs. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, prin intermediul Centrului European al Consumatorilor România, a realizat un ghid pentru consumatorii care vor să achiziționeze produse în perioada marilor reduceri de prețuri de Black Friday. Indiferent că este vorba de un magazin online sau de unul clasic, prețul trebuie întotdeauna afișat clar, lizibil, în lei și cu toate taxele incluse. Vânzările cu preț redus. Indiferent de tipul acestora, trebuie să respecte o serie de reguli de fixare și publicitate a prețurilor. Astfel, orice comerciant care anunță o reducere de preț trebuie să o raporteze la prețul de referință practicat în același spațiu de vânzare pentru produse identice. Prețul redus trebuie să fie inferior prețului de referință. Prețul de referință reprezintă cel mai scăzut preț practicat în același spațiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării prețului redus. Cumpărăturile din perioada Black Friday pot fi făcute în siguranță dacă întocmiți o listă cu produsele pe care doriți să le achiziționați și cu prețurile actuale ale acestora. Dacă produsul ajunge la dumneavoastră deteriorat sau distrus, vânzătorul este cel care suportă pierderea. Puteți solicita în acest caz un nou produs sau puteți renunța la contract. Prin urmare, aveți dreptul de a verifica la momentul primirii coletului dacă produsul din interior este în cea mai bună stare, astfel încât ulterior să nu existe probleme. Dacă produsul se defectează, ai dreptul la repararea, înlocuirea, restituirea contravalorii sau reducerea corespunzătoare a prețului în cazul în care produsul este defect sau nu respectă specificațiile. În cazul produselor de folosință îndelungată, cum ar fi dispozitivele electronice, produsul înlocuit este acoperit de o nouă garanție care începe din momentul înlocuirii.